A început postul Crăciunului, iar pentru credincioși urmează câteva zile fără carne, lapte și ouă. Bineînțeles, cum anul 2021 a înregistrat un record de la scumpiri, atât la utilități cât și la alimente, coșul de cumpărături va costa destul de mult. Mai sunt 40 de zile până la Crăciun, iar românii care de astăzi țin postul Crăciunului trebuie să își facă provizii. Deși carnea lipsește din coșul de cumpărături și alternativele vegetale costă destul de mult. Dumneavoastră țineți post? Da. Da. Cum vi se par prețurile față de alții? Scumpe, scumpe. Nu mai mă întrebați că sunt bolnavă de prețuri. Exagerat. Probabil ne confruntăm cu cel mai mare val de scumpiri din ultimii ani, iar postul a devenit un lux. Oamenii spun că din cauza situației financiare nu își permit să se răsfețe. În cel mai bun caz, aleg variantele cotidiene, precum fasolea, cartofii sau varza. Rețineți post? Nu tot timpul. Deci nu mult frecvent. Deci mai alternez. Vine. Că am intrat în postul Crăciun. Da, știu, știu, de duminică. Cum vi se par prețurile? Mari. Mari, foarte mari. Mai țin miercurea și vinerea, să nu dublez postul, în general. Așa. Că este postul mai scump decât în alții? În mod cert, dacă s-a scumpit toate alimentele de bază, cum să nu fie scump? E chiar foarte scump față de alți ani. Ce mâncați de obicei în zilele de post? Fasole, cartofi, ce se poate mânca? Asta, o zacuscă, asta se poate mânca în zilele de post. Întrebată dacă ține post, un alt bărbat a spus că încearcă să păstreze tradiția an de an. A recunoscut că în această perioadă alimentele îl costă mai mult. Dumneavoastră țineți post? Post? Da. Și cum vi se par anul acesta prețurile? Pentru cine are, prețurile sunt bune. Pentru cine nu are, prețurile sunt exagerate. Pentru mine, care am o pensie de 1500, sunt cam sărite de la locul lor. Ce mâncați în această perioadă? Ce... De obicei, fasole, o mâncare de varză, de cartofi, ce e mai ieftin. Că nu o să mă duc eu să iau brocoli care nu știu cât kilogramul. Și mă limitez la varză, care e 2 lei, 2 lei jumate. Asta e. Așa am ajuns. Fiindcă domnii de acolo, de sus, se omoară pe bucata aia. Lor le trebuie cât mai mare și noi n-avem nici atâta. Seniorii care de o viață întreagă țin an de an postul Crăciunului simt diferența de preț, iar mulți dintre ei cu greu mai păstrează tradiția din cauza situației financiare. Experții nutriție ne îndeamnă să încercăm să menținem o dietă echilibrată și cât mai variată în această perioadă.